Peste 3.000 de producători agricole au solicitat ajutor pentru compensarea pierderilor recoltei de porumb în urma secetei aspre din acest an. Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură a reușit să prelucreze deja peste 1.000 de cereri. Ajutorul, care va fi oferit tuturor solicitanților eligibili până la finele anului curent, a fost acordat țării noastre de Guvernul Federației Ruse sub formă de grant. Cele mai multe cereri au fost recepționate de AIPA de la fermierii din raioanele Cahul, Căușeni, Orhei, Florești și Cimișlia. În pofida termenului restrâns care noi am avut ca instituție pentru recepționarea dosarelor, conform datelor preliminare, au fost recepționate 3.230 de cereri de acordare a ajutorului financiar de la 3.172 de producători unici. Dacă vorbim ca suprafață care a fost depusă, noi vorbim de suprafață de 223,4 hectare. Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură are la dispoziție 10 zile pentru verificarea acestora. Directorul agenției, Vadim Curmei, promite că până la finele anului toți beneficiarii își vor primi compensațiile pe conturi. Conform hotărârii de guvern, aceste dosare urmează a fi verificate și conform suprafeței urmează a fi calculată deja cuantumul sumei care va fi achitată pe hectar. În pofida timpului restrâns, deja în cadrul instituției cu statut de verificare sunt deja 1030 de cereri. Solicitările pentru compensarea pierderilor recoltei de porumb din acest an au putut fi depuse la AIPA în perioada 2-8 decembrie. Pentru a deservi cât mai mulți agricultori, direcțiile teritoriale ale agenției au lucrat și în zilele libere. Banii care vor ajunge la beneficiare reprezintă prima tranșă din ajutorul nerambursabil oferit de Guvernul Federației Ruse în valoare de 275 de milioane de ruble sau aproximativ 60 de milioane de lei. În rezultatul înțelegerilor dintre președinții celor două țări, Igor Dodon și Vladimir Putin, autoritățile de la Moscova s-au arătat dispuse să aloce țării noastre aproximativ 111 milioane de lei pentru susținerea ramurii agricole afectate de secetă. Anterior, Guvernul Republicii Moldova a transferat din bugetul de stat 324 de milioane de lei pentru compensarea pierderilor cerealelor din prima grupă.